Zeci de preparate culinare făcute de elevi și studenți au fost prezentate la concursul de identificare a produselor tradiționale. Evenimentul este organizat de Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, în parteneriat cu Direcția pentru Agricultură Județeană. Acest concurs își propune încurajarea consumului de produse culinare realizate după rețete tradiționale și totodată urmărește stimularea spiritului antreprenorial al elevilor și studenților, prin valorificarea materiei prime obținute în fermele de mărime medie și mică. Cursul identificare de produse tradiționale, care este deja la 6 ediția, înseamnă pentru noi un început de tradiție. Înseamnă o bucurie pentru faptul că avem deja multe licee care sunt pentru prima dată la noi. Ne bucurăm că din județele îndepărtate, cum ar fi Suceava sau Călărașul, sunt deja mai mulți copii decât au fost în anii din urmă și ne bucură faptul că entuziasmul lor crește de la ediție la ediție. Cât de important este să identificăm astfel de produse și prin intermediul acestor evenimente și din experiența ultimilor ani, ce ați observat vis-a-vis de produse? În general am constatat că în ultimii ani lumea se întoarce către mâncarea tradițională. A început lumea să se ferească de ceea ce înseamnă mâncăruri făcute de tip fast food și, prin urmare, dacă noi le punem la dispoziție, așa cum ne-am propus, o carte de rețete de produse tradiționale, va fi pentru ei un ajutor și totodată un îndemn către a face mâncarea așa cum o făceau bunicii noștri, chiar dacă nu mai avem făina măcinată de către noi în spatele casei. Este totuși o făină care poate să fie mai sănătoasă decât mâncarea de tip fast food. Nu că am avea ceva cu mâncarea de tip fast food, că până la urmă fiecare alege ceea ce dorește să consume. Noi ne propunem să le arătăm că există și această alternativă, această variantă a mâncărurilor tradiționale care pot fi făcute cu ușurință. Am pregătit pelincile domnului sau turtă cu zulfă, cum se zice astăzi, și tochitură de porc cu mămăliguță și ou. Cum au fost rețetele, greu de ales? Greu de ales pentru că toate ne plac, doar că am ales ceva să ne aduc aminte de copilărie și, după cum vedeți, am ceva specific Crăciunului. Să ne aduc aminte și de Crăciun, când vine vremea caldă, să ne aduce aminte și de Crăciun. Știu că ție îți place foarte mult să gătești. Reușești acum să împingi și facultatea și pasiunea pentru gătit? Păi asta niciodată nu o să moară și o să fac timp și pentru gătit totdeauna. A fost greu să faci turta cu șurubă? A fost mai greu la coacerea turtelor, pentru că a durat până le-am copt, au trebuit lăsate la uscat, pentru că am crăpat toată nuca. Facem asta deoarece vrem să ducem mai departe tradiția, să ducem mai departe tradiția și produsele tradiționale din România, deoarece au început să fie din ce în ce mai rare și să dispară din ele. Și trebuie să ducem mai departe chestia asta. Este greu să faceți astfel de produse? Nu, nu este. Noi am avut ajutorul unei vecine care făcea aceste produse, aceste preparate și am păstrat tradiția mai departe.